Bună dimineața! M-am întors din nou la dumneavoastră după ce mi-am reîncărcat bateriile, să spun așa, cu 3 ore de somn. Am lucrat cele două rânduri unde, așa cum v-am explicat, trebuia să lucrăm 4 piciorușe duble separate de 3 ochiuri de lanț. Eu le-am executat deja. Acum am ajuns la sfârșitul celui de-al doilea rând. Voi face un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând. Voi închide cu piciorușul alunecat. Acum din nou cu piciorușul alunecat mă voi deplasa către primul spațiu, cel format din 3 ochiuri de lanț. Am ajuns aici. Acum voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua cu alte 3 piciorușe duble, deci vor fi din nou un total de 4. Și cel de-al patrulea. Iar acum voi face 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. După care voi intra în următorul spațiu și voi lucra din nou 4 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al patrulea, din nou 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. În următorul spațiu liber voi lucra 4 piciorușe duble. 3 și cel de-al patrulea. Și astfel vom continua pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui nou rând, să spunem. După ce am lucrat cele 5 ochiuri de lanț, voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând, voi închide cu fir alunecat. Apoi voi face un picioruș, un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt. Voi face 3 ochiuri de lanț, 2, 3. Între cele 4 piciorușe duble înalte din rândul anterior, voi face din nou un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, după care voi intra în arcul de 5 ochiuri de lanț pe care l-am lucrat în rândul anterior și voi face mai întâi și mai întâi un picioruș alunecat, după care voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând un număr de total de 7 piciorușe duble. Deci luăm odată firul pe croșet, un picioruș deja l-avem lucrat, 2,
6, 7, 7. Acum voi face un picioruș scurt în interiorul aceluiași arc. Voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Un picioruș scurt între cele 4 piciorușe duble din rândul anterior. Picioruș scurt, alte 3 ochiuri de lanț. Voi face un picioruș scurt în interiorul celor 5 ochiuri de lanț. Voi urca în sus 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și vom repeta din nou cele 7 piciorușe înalte. Deci avem deja 2. Cel de-al șaptelea, în interiorul acelui așarc voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt între cele 4 piciorușe duble din rândul anterior, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt în interiorul lanțului de 5 ochiuri. Voi urca în sus cu 3 ochiuri de lanț și voi continua lucrând pentru a obține cele 7 piciorușe duble. Avem deja 3. Un picioruș scurt în interiorul arcului. Aceasta este ceea ce obținem. Apoi vom continua. Deci, pe întreg parcursul acestui rând vom lucra în felul acesta. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Iată, ne-a ajuns și la capătul acestui rând. Am lucrat cele 7 piciorușe duble, am lucrat piciorușul scurt. Acum voi intra în primul lanț format din cele 3 ochiuri de lanț, voi trage firul odată afară, voi intra în următorul, voi trage firul din nou afară, le țin pe croșet, apoi voi intra în ultimul ochi din primul picioruș. De la începutul acestui rând voi trece cu firul prin toate ochiurile, după cum ați văzut. Voi face 1, 2, 3, 3 ochiuri de lanț. Mă voi întoarce la baza de unde am început și voi face un picot. După care voi continua, deci țineți minte că am intrat în primul picior dublu din acest rând pe care abia l-am terminat, cu fir alunecat, al doilea, cel de-al treilea. Iar
În corespondența celui de-al patrulea ochi voi face un nou picot. Și din nou voi merge cu fir alunecat. Am ajuns cu fir alunecat până în corespondența piciorușului scurt. Țin firul pe croșet, intru în primul arc format din cele trei ochiuri de lanț, intru în cel de-al doilea, țin firul pe croșet, voi intra în ultimul ochi din primul picioruș, voi trece cu croșetul prin toate firele, trei ochiuri de lanț și voi închide picotul. Și apoi din nou ne deplasăm către mijlocul grupului de cele șapte, format din cele șapte piciorușe, din cele șapte piciorușe duble. Aici voi face din nou un picot. Și vom continua tot rândul în acest mod în care v-am arătat. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Vom merge cu fir alunecat până în corespondența piciorușului scurt de la capătul acestui rând. Am ajuns aici. Îmi țin firul pe croșet. Voi intra în primul arc, voi intra în cel de-al doilea, voi intra în ultimul ochi din primul picioruș, trec cu firele prin toate, trei ochiuri de lanț pentru a crea un nou picot. În felul acesta vom lucra întreg rândul. Uitați-vă! Acesta este rezultatul, iar noi vom continua și ne întâlnim la capătul acestui rând. Sono arrivata a lavorare ultimul picot. Acum voi tăia firul și voi încheia lucrul. Am făcut tutoriale mai scurte, din cauza că timpul meu, așa cum știți, este foarte limitat. Am filmat atât dimineața foarte devreme, noaptea, târziu, în funcție de timpul pe care l-am avut la dispoziție. Acum, ceea ce urmează să facem este să ascundem firul de dedesubt. Eu o voi face cu croșetul, dumneavoastră vă sfătuiesc să faceți cu acul și... Din nou vă amintesc că pe canalul meu de YouTube veți găsi modul în care se apretează lucrările. Deci veți, dacă doriți, veți urmări acel tutorial și veți vedea modul în care prepar aracetul pentru a apreta lucrările. Acolo este vorba despre un coșuleț, aici este pălăriuța, veți așeza pălăriuța pe un vas, eu l-am aici la îndemână, să vă dau un exemplu. Îl vom așeza în felul acesta, când l-am umezit, îl așezăm bine și apoi când este uscat, mărginuța o vom călca.
când este uscat, când este deja bine apretat, veți găsi un vas. Dacă nu aveți, așa ca și mine, un castron de plastic care să aibă forma perfectă, și astfel vom termina de lucrat. Deja am terminat de lucrat pălăriuța, dar va fi gata de pus pe cap. În momentul în care eu voi termina, voi apreta și eu pălăriuța mea și va fi gata, îi vom pune de jur împrejur, dacă doriți o pămlicuță, fie o floricică, într-o parte sau în cealaltă. Vă rog să scuzați că am pentru un lucru care nu necesita prea mult timp, am făcut toate aceste tutoriale, însă din nou vă spun, știți că eu și lucrez în același timp, am serviciul meu, ceea ce fac în timpul liber, noaptea, dimineața foarte devreme, de aceea a trebuit să fac toate aceste tutoriale. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat și să lucrați și dumneavoastră după mine, după modelele pe care vi le prezint. Vă doresc o zi frumoasă, weekend plăcut, pentru că eu voi încărca fie sâmbătă seară, fie duminică aceste tutoriale. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc multă, multă sănătate. Sunt Tatiana Andrieș, ne revedem la un nou tutorial.